frumoasă și temperamentală, mami, mă gândeam să particip la un concurs de Miss. Natasha devine de nesuportat după ce câștigă concursul de frumusețe. Ela, te uiți la băiatul nou? Vrei să mă duc să-i spun că vrei să ieși cu el? Nu, ai nebunit, ce ai? Treaba ta. Andrei, o să vă mai vedeți? Nu, a fost doar o aventură, eu am alte planuri. Și ajutată de mama sa, dornică să parvină. Deci ești o fată foarte bună, însă Natasha nu are timp să pierdă vremea cu tine, înțelegi? Uite cum arăți, deci uite cum ești îmbrăcată. Mi-e și rușine să ies cu tine pe stradă. Renunță la prietenia cu Ela. Și voi ce vă uitați așa la mine? Ela este o invidioasă și o mincinoasă. Vreau să vorbim despre Natasha. Știi de ce lipsește de la ore? De ce n-ai mai fost la școală în ultima vreme? Lucrez foarte mult, nu am timp. Provocând în același timp un adevărat scandal. Natasha a venit cu mama ei la școală și a depus o plângere împotriva dumneavoastră. Mereu când nu-ți convine ceva, mai și inventezi. Deci porcul ăla s-a dat la mine și tu acum insinuiezi că eu mint? Mă mut! Cum te muți? De ce te-ai mutat? Ai tot ce vrei aici acasă, Natasha? Am cumva piscină sau 7 camere? Din păcate însă... Ce s-a întâmplat, Puiu? Sunt gravidă în luna a treia. Natasha și Ela sunt prietene încă din clasa 1 și au hotărât să meargă la același liceu. Acum sunt în ultimul an, însă Natashei nu-i place să învețe și nu prea mai ține pasul cu Ela sau cu ceilalți colegi. Nu-mi place deloc economia asta. Nu, ia, atunci învață la bio. Îmi place și biologia. Hai să mergem la mall. Nu pot. Am o singură notă la istorie, serios, chiar trebuie să învăț. Nu, nu. Dragele mele, v-am pregătit ceva de mâncare, poate voi era foame. Două sandvișuri. Mama, nu pot să mănânc așa ceva, sunt la dietă. Sunt din șuncă foarte slabă, nu îngrașă. E foarte bun. Mulțumim. Cu drag. Ați terminat de învățat? Da, mergem la mall. Nu, n-am terminat. Toată ziua cu nasul în cărți, nu mi se pare ok. Toată ziua învățați. Poate ar fi mai bine să luați puțin aer, să mergeți în oraș. Vezi? Dacă mama zice să mergem în oraș, ar trebui să mergem, nu? Uh-huh. Doar părinții știu mai bine ce să facem. Pe bune, chiar te duci la mall? Da, mergem la mall. Ce să-mi iau pe mine? Ok. Eu am plecat. Ela, pa. Te rog, hai și tu la mall. Ne vedem mâine la școală. Mă înțeleg foarte bine cu Ela, suntem ca două surori. Dar când vine vorba de învățat, mă plictisește groaznic. Adică nu ieșim nicăieri împreună și știu că vrea să dea la medicină, dar poate să mai așa o pauză. Deși nu au prea multe în comun, Natasha și Ela continuă să fie cele mai bune prietene și să-și spună toate secretele. Ela, vrei să mergem la munte în weekend? Ela, vrei să mergem la munte în weekend? Ce? Ela, la ce te uiți? La nimic, hai să... Ela, te uiți la băiatul nou? Cum îl cheamă? Andrei. Și știe că îl place? Nu, cum să știe? Ce ai? Ești nebună? Păi și nu trebuie să-i spui? Nu! Să mă duc eu. Nu, stai, lasă că... O să-i zic, la un moment dat, dar nu acum. Ești așa timidă. Mă rog, bine, tu pierzi, mi-e sete, hai să mergem să luăm apă. Andrei s-a mutat anul ăsta la liceul nostru. E foarte drăguț și îmi place de el, dar nu cred că lui i-ar plăcea de mine. Sunt sigură că îi plac altfel de fete. Natasha abia așteaptă să termine liceul ca să scape de învățat, deși nu e tocmai sigură încotro o să se îndrepte mai departe. Mama! Da? Ia vin un pic. Ce e, mama? Mami, mă gândeam să particip la un concurs de Miss. Foarte bine, ești frumoasă, ești deșteaptă, de ce nu? Stai că nu e așa ușor. Așa. Păi, am nevoie de niște bani. Pentru ce? Pentru rochia de seară și pentru costumul de baie. Am o idee, stai așa. Mama, ce să fac cu rochia asta? Cu asta am fost la o zi de naștere, nu pentru un concurs de Miss. Am nevoie de ceva fantastic.
Păi, și cât ar costa o rochie fantastică? Vreo 1000-1500 de lei. Păi o să vorbesc cu șeful să văd dacă pot să fac niște ore suplimentare. Mama, dar concurs e curând. Păi și ce facem? Mă gândeam să scoți banii din bancă. Ăia sunt doar pentru urgențe. Păi asta e o urgență. Și scoți banii, îmi cumperi rochia, lucrezi suplimentar și pui la loc. Te rog. Da. Hai că putem face. Mulțumesc! Nu câștig eu prea bine, dar fiica mea merită orice, pentru că vreau să fie fericită. Și dacă nu-i dau, ea tot obține ceea ce vrea. Natasha face întotdeauna doar ce vrea ea. Natasha a luat în serios concursul de frumusețe, așa că se pregătește cu asiduitate pentru el și, din fericire, mama i-a cumpărat în cele din urmă rochia pe care și-a dorit-o. Hei, ce faci? Hei, pleci? Da, am repetiții cu proful de mișcare pentru concurs. Păi, avem pregătire pentru BAC. E mai important concursul decât BAC-ul? În momentul ăsta, da. Nu știu, găsești o scuză pentru profa, te rog. Ai, mă, pe bune. Păi, mă enervezi, nu știu. Spune că nu m-am simțit bine. Hai, ținem pumnii. Bine, baftă. Mersi, pa. Trebuie să fiu bună la concursul ăsta. Chiar dacă nu câștig, acolo sunt foarte mulți agenți pentru modele. Arăt bine, dar frumusețea e trecătoare și dacă nu fac acum ceva, o să-mi pară rău mai târziu. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.